Salut, sunt Claudia și, de facto, azi vorbim despre vulpe. Îți voi povesti cum vânează vulpea pe timp de iarnă. De facto, vulpea este un animal foarte simpatic, foarte agil și inteligent, de dimensiune mică. Deși de obicei vulpea e considerată a fi roșie tot timpul, dar de facto, vulpile au mai multe culori, de la roșcat aprins până la alb și cenușiu. Vulpea are o serie de abilități atunci când vine vorba de vânătoare. Pe timp de iarnă trebuie să știe cum să-și facă rost de hrană. Sub zăpada albă, la un metru adâncime, își fac veacul șoarecii de câmp. Șansele de a prinde ceva sunt destul de mici pentru vulpe, care va încerca să-și găsească hrana chiar dacă nu o vede pe sub zăpadă. Înainte de a-ți spune următorul lucru, te rog să te abonezi la canalul nostru de YouTube. Te așteaptă numai chestii interesante aici. A doua chestie super tare despre cum vânează vulpea este că dacă aceasta se concentrează, face un salt enorm și prinde un șoarece la un metru adâncime. Dar oare cum a știut exact locul în care se află șoarecele? Colega mea, Teodora, vă spune mai multe despre acest subiect. Salut, eu sunt Teodora și sper că te-ai abonat deja la canalul nostru de YouTube, pentru că urmează să afli lucruri foarte cool și interesante. Trebuie să știi că, de facto, vulpea este un animal foarte inteligent și abilitățile ei de vânătoare sunt desăvârșite. Are nevoie de concentrare maximă și de liniște completă pentru a găsi hrană. Urechile pot surprinde și cel mai mic zgomot de sub zăpadă, asta dacă nu se îndrepta spre nord. Vulpea când este ținută în casă, învață să recunoască încă din primele zile stăpânul. La fiecare întâlnire cu acesta manifestă o mare bucurie. Dacă a supărat-o stăpână, se răzbună și mușcă. Este foarte independentă și nu se supune voinței omului. Vulpea va prinde mereu pradă dacă este îndreptată spre nord. Dacă se deplasează în direcția opusă, nu o va găsi. Ești curios să afli de ce? Oamenii de știință spun că vulpea localizează șoarecii datorită câmpului magnetic al planetei și astfel reușește să-și calculeze traiectoria. Ea folosește cam aceeași matematică folosită de rachete pentru a lovi o țintă. Cea mai mică distragere și vulpea rămâne fără pradă. Dacă se va îndrepta spre nord, va găsi întotdeauna de mâncare. Cred că am zis suficiente lucruri despre cum vânează vulpea pe timp de iarnă, așa că, de fapt, ar trebui să ai o zi minunată. Numai bine, pe curând!